O bunică din Ucraina i-a așteptat pe soldații ruși în fața casei cu prăjituri otrăvite. Femeia s-a asigurat ca militarii să fie atrași de gustoasele prăjituri și a pus o travă în ele. 8 soldați au murit pe loc, iar bătrâna, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, este considerată eroină în cartierul său. În ultima perioadă se vorbește din ce în ce mai des despre lipsa de hrană, o problemă majoră cu care se confruntă armata lui Vladimir Putin. Din acest motiv, se pare că 8 ruși au căzut în capcana unei bunicuțe. Nu avem ce mânca, bombardăm magazinele, murim de foame. O bunică ne-a adus prăjiturile și 8 oameni au murit intoxicați cu zinc, dar auzind interceptările respective. Ocupanții ruși se așteptau ca ucrainenii să-i întâmpine cu pâine și sare. De fapt, bunica ucraineană i-a întâmpinat cu prăjituri făcute în casă, otrăvite. Au ucis 8 ocupanți potrivit unei convorbiri telefonice interceptate de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Femeia a pregătit prăjiturile și a ademenit pe militarii lui Putin, apoi 8 dintre aceștia s-au stins din viață, dat fiind faptul că bunica a folosit o travă pe care a pus-o intenționat în desert, chiar cu scopul de a-i ucide pe soldații ruși.